frică, dar astăzi pare a fi pe alocuri destul de romantic. Da, o... tu ești primul. Strălucesc romantism. Laptopul ăsta. Câțiva băieți destul de ingenioși s-au pornit a lansa un videoclip, se numesc CAF Films. Clubul amatorilor de filme Films au lansat un videoclip. Ați observat și voi piesa mai devreme lansată la sfârșitul 2010 a celor de la Taxi, cele două cuvinte, în care un băiat îmbrăcat așa destul de sobru, șovăielnic, încerca să spună un te iubesc. Nu-i reușea, dar pe la urmă, la sfârșit de piesă, i-a reușit. Au reușit băieții de la CAF Film să atragă câțiva specimeni a sexului puternic, dacă nu greșesc, a bărbaților de prin Chișinău, incluzându-l pe Ion de la Catarsis, pe Gheorghe Urschi, și-au realizat un videoclip. Atenție la ecran! Sunt bărbat, nu sunt deloc complicat, sunt relativ simplu, ce-am în inimă am și-n minte, spun deschis tot ce gândesc, mai puțin când vine vorba despre cele două cuvinte. Cuvintele alea două pe care ai vrea să le auzi într-una tu, însă dacă nu ți le spun, nu înseamnă că nu, că nu. Să știi că eu, eu încerc, dar nu prea reușesc. Cred că nu e specific bărbătesc. Într-o declarație exclusivă pentru mine, Andrei Bolocan Perla de la Sare și Piper, băieții de la CAF Films, în frunte cu un băiat Mihai pe care l-am cunoscut astăzi, au spus că au cheltuit 1000 de lei, 3 zile de filmări, o pânză neagră. Dar și... de ce au cheltuit 1000? Buchetul la maxim 40 de lei. 3 zile de filmări înseamnă... Cunoșel, 3 zile de filmări așa înseamnă delegurii. Ah, am înțeles. Îți dai seama. Deci au filmat, după aia au mâncat și au băut și a fost Cristi Cuculescu de la un proiect pe care l-ați cunoscut aici, un fel de fabrică, un fel de staru, Remsi Guță, Denis Lată și a mai fost și el pe la noi. Alexandru Luchița, prezentatorul sportiv al DSP. Bineînțeles, Gheorghe Urschi, care este încântător în această bucată. Apropo, ea poate fi găsită pe YouTube, nu-i așa? Da, e o creație proprie de noastră, inspirată, bineînțeles, de la frații noștri de peste prut, care ne-au furat covoarele și untul. Punct, gata, hop, fără aplauze aici. O incursiune lirică. O găsiți pe YouTube, da.